Pentru că aici este prezent Iisus. Aici Iisus este după promisiunea Lui prezent și oricine a venit la Iisus cu orice cauză, cu orice problemă, n-a plecat cu mâinile goale. Iisus i-a dat vindecare. Iisus i-a dat eliberare la cei ce au fost stăpâniți de duhuri rele, la reproșii care au fost plini de lepră. Când au venit la Iisus, Iisus i-a curățat. La cei care au fost cu auzul probleme, la cei care au avut cu vederea, Iisus le-a deschis ochii. Când orbul din Ierihon striga, Fiul David, ai milă de mine, Iisus nu și-a întors spatele. Iisus și-a spus, ce vrei să-ți fac? Și el a spus, să-mi capăt vederea, Doamne. Și a spus Iisus, capătă-ți vederea. Și pe loc orbul a căpătat vederea și zice că a rămas sărind și strigând de bucurie în jurul mulții de care însoțea pe Iisus. Și aș vrea ca Iisus să se atingă și de tine seara aceasta, să-ți dea vindecare și să-ți dea binecuvântarea sa, pentru că și mâinile sale perforate stă toate binecuvântările, cerul și a pământul. Noi oamenii nu putem face, noi putem face slujba pe care trebuie să o facem, să ungem cu un de lemn în numele Domnului, să ne rugăm, dar cel ce face vindecarea este Iisus Hristos Domnul și El o face când vrea El. De multe ori am observat că m-am rugat pentru unii frați și nu s-au vindecat și pentru alții m-am rugat mai puțin și s-au vindecat. Și am văzut atâtea minuni și atâtea semne în biserica aceasta că îmi spun că în multe biserici care am luat ani de zile și n-am văzut atâtea locuri să se întâmple cum s-a întâmplat în bisericuța aceasta. De ce? Pentru că ne iubește Domnul nostru, că suntem iubiți de El și că El ne ascultă rugăciunile noastre. De aceea lucrează Dumnezeu cu semne și minuni în mijlocul nostru. Slăvit să fie numele Domnului! Din partea fraților, dacă aveți cauze, veniți cu îndrăzneală și credeți așa, după cum a spus Iisus, la Marcu, capitolul 11, cu 21 și 22, când veți cere ceva de la Dumnezeu, să credeți că și primiți și veți avea lucrul acela. Și vorbeam acum în seara de anul nou cu un frate de acolo, din biserică, de la fratele Vasile, care este lucrător și care Dumnezeu lucrează și face minuni și a făcut multe minuni încă din Moldova, că el de acolo se trage și îmi spunea el, zice, n-am, eu de tânăr am lucrat și Dumnezeu a făcut semne și minuni. Dar știi de ce? Că am învățat la un frate bătrân și spunea fratele, mi-a spus fratele la bătrân așa, chiar dacă n-ai credință, când vine bolnav în fața ta să-l întrebi, tu crezi că Domnul te vindecă? Și dacă răspunde că crede, unger cu un de lemn și va fi vindecat. Și zice, așa am făcut și așa am procedat tot timpul și Dumnezeu a făcut lucruri mari și minunate. De ce? Pentru că el, un bolnav, a crezut și crezând, a căpătat vindecare de la Dumnezeu. Binecuvântat să fie în numele Domnului. Și apoi am povestit și eu lucruri pe care Dumnezeu a făcut pe la noi, pe biserică și ne-am bucurat împreună din cuvântul Domnului și împărtășii frățească și ne-am împărbătat unul pe altul. Și am avut lucru frumos acolo de anul nou și mulțumim Domnului pentru părtășia frățească care am avut-o cu frața de acolo în seara de anul nou. Este un lucru care Dumnezeu a poruncit lui Moise ca să sărbătorească anul nou. Nu este nimic greșit a sărbători anul nou. Citiți la Leviticul și o să vedeți cum spune acolo că trebuie să sărbătorească anul nou. Și noi, și în seara de anul nou, eu am citit chiar de la Leviticul de acolo și am spus toate lucrurile pe care trebuie să făcute în seara de anul nou și cum să pregătească oamenii și cum trebuie să slujească Domnului și vor fi binecuvântați de Dumnezeu după cuvântul Său pe care l-a lăsat. Căci Dumnezeu este Cel care a pus anumite sărbători în poporul Israel.